Bine v-am găsit la o primă lecție din seria celor dedicate aplicației Microsoft Project 2016. În această lecție vom face o introducere în aplicația Microsoft Project 2016. Vom porni cu câteva noțiuni teoretice, introductive, adică ce este un proiect și care sunt componentele acestuia, pentru a putea face o diferență între activitățile din cadrul unei companii, adică operații și proiecte, operațiile fiind activități repetitive, pe când proiectele au ca scop crearea unui produs sau serviciu unic. Vom vedea o prezentare generală a interfeței Microsoft Project pentru a vedea ce instrumente le pune la dispoziție și unde le putem regăsi atunci când avem nevoie de ele. De asemenea, vom vedea cum putem introduce activitățile în cadrul proiectului și cum putem estima durata acestora, pentru ca în final aplicația Microsoft Project să poată calcula data finalizării proiectului. În situația în care activitățile durează mai mult, putem să organizăm aceste activități în faze pentru a le putea gestiona mai ușor. Vom vedea câteva noțiuni preliminare privind resursele proiectului, acestea fiind reprezentate de oameni, echipamente și materiale, și vom vedea cum putem să le configurăm în așa fel încât aplicația Project să ne ajute cu calculul automat al costurilor în momentul în care utilizăm acele resurse. Microsoft Project se concentrează pe două aspecte ale resurselor, disponibilitate și cost. Disponibilitatea determină momentul în care o anumită resursă poate lucra la o anumită activitate și cât anume poate lucra, în timp ce costurile se referă la suma care va fi necesară pentru plata resursei respective. Și nu în ultimul rând, vom vedea cum putem să alocăm resursele în așa fel încât să fim cât mai eficienți. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să urmăriți și celelalte lecții din această serie.